Bună ziua, bine ați venit în Comuna Mâlbură Cătău, cea mai mare comună din România, ca suprafață, dacă nu știați. A, chiar n-am știut. Uitați, e de apreciat. Într-adevăr, am venit și am fost de-a dreptul înmărmuriți. Pot să folosesc cuvântul ăsta pentru că am găsit o comună foarte curată, domnule primar. Și dacă am tot auzit, fiecare, am mai vorbit cu alți primari, fiecare spune, nu se poate, nu avem, iată că se poate. Deci, dumneavoastră sunteți dovada vie că există un primar, primarul Măgură Cătău, în comuna Măgură Cătău, care chiar poate să facă ceva. Spuneți-ne, domnule primar, cum reușiți? Ei, nu e chiar așa de greu. Noi am demarat un proiect pe fare în 2006, prin care patru comune am constituit o asociație, de fapt, pentru salubrizarea tuturor celor patru comune. Asta a început să se demareze efectiv în implementarea proiectului în 2008, prin achiziționarea a trei autospeciale și prin amplasarea a mai multor platforme betonate pe care s-au pus acele pubele foarte mari, care le-ați văzut, și colectarea de la fiecare familie a deșeurilor menajer. Acest lucru, bineînțeles că, vrând nevrând, a făcut ca, bineînțeles, comuna să fie mai curată, ca să zic așa. Și, pe de altă parte, drumurile și toate accesele din comunitate, cu ajutorul celor de la, fiind cei cu ajutor social pe legea 416, fiind oarecum obligat să presteze ore în folosul comunității, am făcut adunări cu ei, am mobilizat pentru curățarea efectivă a șanțurilor, a drumurilor, a decolmatărilor de șanțuri și astfel probabil o vedeți mai curată. Da? Avem proiecte și în derulare pe fonduri europene, avem proiecte foarte mari, avem un proiect pe 3D2, e vorba de un drum asfaltat 4 km în satul Măguri, canalizare 10 km jumate cu stație de epurare și achiziționarea unui utilaj de dezăpezit. Proiectul e în derulare, utilajul l-am achiziționat, în schimb lucrările sunt undeva la 60% din lucrări. Este un proiect foarte mare și benefic pentru satul Măguri. Satul Măguri fiind la 1300 de metri, oarecum izolat, acel drum și acea canalizare, bineînțeles că o să-i avantajeze foarte mult. Alte proiecte mai avem pe ordonanța 7, o bază sportivă multifuncțională lângă primărie, care sperăm să o finalizăm anul ăsta, demarată tot din 2008. Canalizarea pe satul Măgură Cătău, care urmează să o finalizăm și această lucrare în anul acesta. Bineînțeles, am și de partea mea un consiliu local care mă înțelege. Bineînțeles că orice lucrare într-o comunitate nu se poate executa fără acordul consiliului local. Deci, primarul și Consiliul muncesc mână în mână, exact. Fără orgolii, fără contradicții. Da, înțelegem foarte bine. Muncesc mână în mână pentru binele comunității, exact, până la urmă. Exact. Pentru că eu sunt convinsă că nu puteți fi întotdeauna pe aceeași lungime de undă, dar ajungeți la un consens, mă gândesc. Exact. Ceea ce exact este de apreciat. Și beneficiez oarecum de experiența dânșilor, având vârste mai înaintate și fiind dintre dânșii lucrând în administrație publică, mă ajută și facem echipă. Asta e important. Pentru că echipa face ceea ce trebuie ca să dea rezultate. Altfel, mutați munții, că toți suntem în vârful muntelui. Ei, idei și propuneri sunt foarte multe și ceea ce am vrea să facem în comuna asta, dar deocamdată asta îi... Câți bani aveți, vă exact duceți cât e plapuma, nu? Pentru că bugetul e foarte mic. Noi beneficiem de legea moților aici, avem toate taxele și impozitele la jumate. În schimb, ne ajută foarte mult Consiliul Județean și Guvernul. Altfel n-am rezistat. Și acele proiecte și, da, care, uitați, da, se poate, da, care sunt în derulare și pentru viitor. Acum, da, aveți atâtea câte aveți și spuneți că mai aveți încă, doar că da, dumneavoastră, multe, fiind foarte, da, modest, nu le spuneți, vorba, dar noi am vrea să le, da, spuneți. Mai e vorba de câteva microhidrocentrale care se vor amplasa pe zona Someșurece, pe zona Măgură, cât chiar pe Valea Râștii. E vorba de niște bani care o să intre în bugetul local în urma acestor investiții, bineînțeles, fiind pe fonduri europene atrase de anumite societăți, dar e un lucru benefic pentru comunitate. E vorba și de locuri de muncă
și de bani, efectiv, la bugetul local. Și alte și alte, multe avem în plan să facem, dar deocamdată anul ăsta ne limităm la astea, să le putem finaliza proiectele de care am zis și vedem cu școlile ce mai putem face, pentru că avem foarte multe școli în comună, răspândite pe toate meleagurile, acum după restructurările astea în învățământ și acolo avem probleme, dar încercăm să ne menținem și să le ducem la bun sfârșit. Ce populație are comuna? În urma ultimului recensământ avem 2370 de persoane, în scădere față de anii anteriori, un pic anii în urmă, dar au fost mai mari. Și copii câți aveți aici dintre... Copii, la școală avem 308 copii. De la... În toată comuna. Clasele 1-8. 1-8. Avem 3 școli mari cu clasele 1-8, avem 5 școli cu clasele 1-4, avem 4 grădinițe și sunt răspândite pe zonele respective. Iată că pentru un număr, totuși, nu e un număr foarte mare ca populație. Nu, dar avem... sunteți, aveți și chiar vă străduiți să faceți, să acoperiți da, tot. Chiar venind încoace, ne-am intersectat cu mașina, de fapt venea și mașina cu copii. Da, mașina da. Unor școli. Avem un mijloc de transport în comun la Muntele Rece. Pentru copii, fiind o zonă destul de mare, aducem copiii chiar și de la 11-12 km. Și acolo era chiar necesar acest autobuz pentru a-i transporta. Nu aveau cu ce să coboare, bănuiesc. Nu. Era o zonă foarte greu accesibilă și departe de școala, cu clasele 1-8, cea de la Muntele Rece, care este cea mai frumoasă școală din comună. Și iarna cum vă descurcați, domnule primar? Pentru că este o zonă care iernile de multe da, ori, sau într-adevăr, majoritatea... Destul de greu. Catastrofale de multe ori. Am înțeles că a fost o iarnă foarte grea. Din punct de vedere al acceselor spre sate, e foarte greu. Iarna aici e imprevizibilă. De multe ori sunt omeți, așa le spunem noi, de 2 metri, 3 metri și nevoie de utilaje pentru a se interveni, pentru a se ajunge în zone. Dar dacă ați reținut, v-am spus că avem un proiect pe 3D2 prin care am achiziționat un utilaj multifuncțional, pot să zic, de zăpezire și multe alte face. Un utilaj care a fost destul de scump, într-adevăr a fost aproape 200.000 de euro, dar un utilaj care face minuni, pot să zic. Deci un utilaj foarte puternic, care are freză de zăpadă, are lamă de zăpadă, are cupă, are sălăriță. Și l-am luat în general, în special pentru a dezăpezi drumurile comunale, accesele spre sate, spre Măguri, spre Muntele Rece, străzile din centrul de comună. Bun, până n-ați achiziționat acest utilaj, practic utilajele de unde veneau? Sau de unde le așteptați să vină? Păi prevedeam sume în buget și achiziționam, adică făceam achiziții cu diferite societăți. Cineva se îndura totul să vină. Exact. Și bine, că am contracte, dar erau costisitoare. Exact. Trebuia să avem sume în buget prevăzute pentru treaba asta, pentru că orice societate care vine să presteze un serviciu nu-și ia exact numai cheltuielile, că are și un anumit profit. Așa. Și aici am exclus acel profit, făcând noi acest lucru. Și deja de iarna asta am început să intervenim cu el și suntem foarte mulțumiți de utilajul respectiv. Deci iată că se poate. Un exemplu și pentru alte comune care pot să-și achiziționeze în zona asta momentan. Da, asta pe fond european a fost într-adevăr o muncă foarte grea cu proiectele europene, dar le-am dus. E o muncă grea, încă mai este o perioadă în care se mai pot accesa și chiar sunt foarte multe fonduri pentru zonele rurale. Da, acum avem o zonă foarte frumoasă aici în Dobrin Sus și chiar acum suntem oarecum în discuții pentru a iniția un studiu de fizibilitate în prima fază pentru o pârtie de schi. În zona Dobrin avem 1601 metri. E o zonă extraordinară, e o zonă cu versant nordic, e pe pășune comunală. Se poate amenaja o pârtie în cele mai bune condiții acolo. E foarte, foarte frumos. Deci asta vreți să faceți în viitor, anul acesta? În viitor, pentru în viitor. Iarna viitoare nu. Nu cred că o să reușim aici. E vorba de a se face un studiu de fizibilitate și cel mai important lucru de a găsi finanțarea. Categoric. Care bănuiesc că până la urmă tot de pe fonduri europene. Pe fondul european, guvernamental, Ministerul Dezvoltării nostru, o să vedem. Noi ne-am axat foarte mult pe infrastructură. În ultimii 2 ani de zile pot să zic că am investit foarte mult în drumuri. Pentru că drumurile de acces... Ca să puteți aduce turiștii. Drumurile de acces spre zonele care le avem foarte frumoase erau foarte, foarte grele și foarte greu accesibile.
Am investit, am reparat foarte multe drumuri anul ăsta, avem propus și chiar sume destul de consistente pentru a reabilita și repara drumurile din zonă și ne gândim, bineînțeles, la, de exemplu, la zona Dobrin, dacă putem face acolo o părte de schi, acolo se poate dezvolta un predeal al nostru. De ce nu? De ce nu? Categoric. E o zonă extraordinară, exact. E o zonă foarte frumoasă, păcat că n-am reușit să o populăm, să o vadă lumea. Dar sperăm să, dacă reușim să facem acel studiu și să obținem o finanțare, ar fi un pas înainte enorm pentru dezvoltarea turismului în zonă. În rest, în zona noastră, nu prea sunt obiective, să zic așa, foarte, foarte importante de vizitat. Dar nu trebuie obiective. E suficient că e zonă de munte, exact. E altitudine mare. Oamenii vor să vină să se odihnească până la urmă. E o zonă urmă. Extraordinară pentru exact. Așa ceva. Exact. Deci pentru așa ceva e o zonă extraordinară. Oamenii din zonă, ca să intru așa un pic pe social, s-au ocupat foarte mult cu prelucrarea materialului lemnos în zona Măguri, mai ales fiind un sat departe de centrul de județ, 60-70 de kilometri, neavând posibilitatea de a face o navetă în un loc de muncă. În ultimul timp s-au cam stopat, să zic așa, sau cel puțin s-au mai încetinit exploatarea materialului lemnos, pentru că, na, asta sunt vremurile care vin și mă gândesc la dezvoltarea turismului ca pentru, o variantă. Ca o variantă, exact, pentru acești adică cetățeni din zonă, pentru a produce urmă, da, a, o posibilitate aduce, de a trăi. De a trăi mai bună, exact. Da. Pentru că alta zonă, deci altă sursă de venit în zona noastră nu prea este decât turismul. Deci asta le-am spus și le spun și le transmit acest mesaj. Că să învețe. Exact, să-și facă pensiuni, să intre în acest sistem de micropensiuni, de asociații, de a tras fonduri, de a dezvolta zona. Pentru că, la urmă, și cetățenii trebuie să oarecum să ne ajute să la dezvoltarea zonei la și să înțeleagă. Da. Că, pentru că, după cum știm cu toții și vorba aia, am văzut atâtea știri la televizor și sunt atâtea zone în țară în care pădurile nu mai există. Da. Și bun, noi, ce ne facem dacă nu o să mai avem pădurile? După aia zicem, păi avem inundații, păi avem furturi, păi de-aia erau pădurile acolo, nu? Deci ele au rolul lor și pădurile. Exact. Dacă tot tăiem, tot tăiem, da. Nu punem în schimb. Nu-i bine. Chiar acum avem o zonă acolo, având noi 3.000 de hectare de pădure, pășune, pădurită și pășune în administrarea ocolului Silvii Sumeșorece, chiar am dat o aprobare pentru a se planta o suprafață consistentă din pășunea pădurită cu puiet tânăr pentru a repopula zona. Oarecum încercăm să și creștem pădurea și să o protejăm, pentru că doar că crește asta foarte greu. Știți, un brad tăiat trebuie 100 de ani să ajungă la maturitate, exact, și exact. Și se poate câteva secunde să fie la pământ. L-ai terminat și după aceea, da, dar aștepți că tot să fie într-adevăr. Într-adevăr. Eu vă felicit, domnule primar, și noi așteptăm să ne invitați de fiecare dată când există situație, cum este și chiar și aceasta, când va fi terminată canalizarea sau orice alt eveniment. În 29 iunie avem, cred că, cel mai important eveniment al comunei. Pe Muntele Dobrin organizăm acolo un spectacol, va fi cu slujbă religioasă, ceva de genul ca la Fântânele Mărișel, dacă ați auzit. Da. Poate că nu chiar de așa amploare, dar în ultimii ani, adică vreau să zic, am încercat și am mărit acest, ca să zic așa, eveniment, să-l facem cât mai mare. Anul ăsta cred că o să fie și mai mare și o să fie foarte frumos. Acolo v-aș invita cu plăcere, data de 29 iunie, de Sfinții Petru și Pavel. Și o să venim. E o sărbătoare importantă pentru comunitatea noastră. Vor fi acolo sute, chiar mii de oameni. Va fi foarte frumos. Mulțumim, vom veni, pentru că și ne așteptăm cu plăcere. Ori de câte ori veniți la noi în comună, sunteți bineveniți. Mulțumim tare mult, domnule primar. Și eu vă mulțumesc.